La sfârșitul lunii ianuarie ar trebui să fie deja stabilit bugetul pentru anul 2014 al instituțiilor ce țin de administrațiile locale și județene. Fondul de salarii a fost majorat cu 3%, ceea ce înseamnă că se acoperă mărirea de salarii pe care a făcut-o guvernul, respectiv de la 800 la 850 până în luna iulie și din iulie de la 850 la 900. E adevărat, nu vom avea nicio creștere de salariu în 2014, dar acoperim această diferență. Cu toate că toate cheltuielile de întreținere cresc de la o lună la alta, reprezentanții administrației piețelor vor să le sară în ajutorul comercianților ce închiriază spații în halele gălățene. Vreau să vă spun că și anul acesta am obținut de la Consiliul de Administrație o hotărâre prin care rata inflației care a fost stabilită a fost aplicată numai la o parte din chirii. Și cum am procedat? S-a făcut o medie a chiriilor în fiecare piață și acolo unde chiriile au fost sub media respectivă, doar acolo s-a aplicat rata inflației, iar cele care au fost peste media chiriilor au rămas așa cum au fost ele și în 2013, venind în felul ăsta în ajutor pentru chiriași. În 2013 s-a investit în modernizarea piețelor gălățene, iar 2014 ar trebui continuat acest proces. Administrația piețelor agroalimentare a solicitat aleșilor o alocare bugetară pentru investiții în valoare de 60.000 de lei. Modernizarea pieței Micro 17, singura piață care a rămas nemodernizată până în prezent și am încercat să facem și o proiectare pentru modernizarea pieței Micro 40. Nu știu dacă vă mai amintiți, există și o piață în cartierul Micro 40. Acolo au rămas doar niște spații comerciale. Ne-am gândit să facem proiectarea anul acesta și probabil că în anul următor vom face executare. Evident, mai avem multe modernizări la spațiile existente. Trebuie să vă spun că am cerut și un sprijin de la Consiliul Local. Vom vedea dacă se va aproba sau nu. Administrația piețelor agroalimentare din Galați a trimis propunerea bugetară pentru anul 2014, iar aleșii locali vor hotărâ dacă vor aloca veniturile necesare pentru modernizarea spațiilor comerciale din urbea de la Dunăre.